Mănăstirea Putna este un lăcaș monahal ortodox, unul dintre cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. A fost supranumită Ierusalimul neamului românesc. Mănăstirea se află la 33 de kilometri nord-vest de orașul Rădăuți, în județul Suceava. Biserica adăpostește 28 de morminte. În gropniță se găsește mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Mănăstirea a fost un important centru cultural. Aici s-au copiat manuscrise și au fost realizate miniaturi prețioase. Lăcașul deține un bogat muzeu mănăstiresc cu broderii, manuscrise, obiecte de cult, icoane. Muzeul Mănăstirii Putna se află în partea de vest a mănăstirii lângă Paraclis. Aici se păstrează multe obiecte vechi și renumite: broderii, țesături, manuscrise, argintărie, obiecte de cult. În patrimoniul Putnei se păstrează mai multe obiecte din epoca lui Ștefan cel Mare. O cădelniță din 1470, dăruită mănăstirii de către domnitor. Evangheliarul de la Humor, ferecat în 1487, cuprinzând portretul votiv al domnitorului. Celebrul acoperământ de mormânt al Mariei de Mangop, a doua soție a domnitorului Ștefan cel Mare. Brodat în 1477 cu fire de aur, argint și mătase colorată. Tot aici se păstrează și o parte din manuscrisele ce constituie tezaurul artistic și istoric al mănăstirii. Sunt expuse broderii, țesături, icoane, clopote, sculptură în lemn și în piatră. Cu ocazia manifestărilor de comemorare a 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare, între 2003 și 2004 au fost restituite 25 de broderii, cărți de cult, opt icoane și alte obiecte valoroase pentru a fi expuse în muzeu. Mănăstirea Moldovița este una din vechile așezări călugărești cu un important și glorios trecut istoric. Situată în comuna Vatra Moldoviței, din județul Suceava, la o distanță de circa 15 km de comuna Vama. Mănăstirea Moldovița a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2015. Voievodul Petru Rareș, iubitor de artă, ca și tatăl său, Ștefan cel Mare, vrând să continue existența Mănăstirii Moldovița, a ales locul puțin mai la șest de vechea biserică a lui Alexandru cel Bun și a construit actuala biserică a Moldoviței în anul 1532, închinând-o aceluiași hram Buna Vestire.
Mănăstirea Sucevița este o mănăstire ortodoxă din România, construită între anii 1583-1586 și situată în satul Sucevița din județul Suceava, la o distanță de 18 km de municipiul Rădăuți. Mănăstirea Sucevița a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2015. Documentar, mănăstirea este atestată în 1582, în vremea voievodului Petru Șchiopul. Muzeul Mănăstirii are în posesie una dintre cele mai bogate și prețioase colecții de artă medievală din Moldova. Acoperămintele de morminte ale domnitorilor Ieremia, datând din 1606, și Simion Movilă, din 1609, capodopere ale broderiei, unul dintre cele mai reușite portrete laice din epocă, epitaful cu 10.000 de mărgăritare, din 1597, caseta de argint cu părul doamnei Elisabeta, soția lui Ieremia Movilă.